S-au oficiat rezultatele finale ale bacalaureatului de toamnă și odată cu ele s-a încheiat și cel mai greu examen pentru absolvenții de liceu. La Giurgiu, 205 candidați au declarat nemulțumiți de notele obținute, fiind nevoiți să depună contestații. Astfel, după recorectarea lucrărilor contestate, 37 de absolvenți au primit note mai mari decât cele inițiale, 28 au primit note mai mici, diferența fiind făcută de cei care au rămas cu aceleași medii. În urma contestațiilor, promovabilitatea în județul Giurgiu este de 51,16%.